pentru felul în care trăiesc România. Doar genocid a făcut Diaconescu. Păi și cum trăiesc România acum? Stai mă să gândesc că eu, să gândesc moderator. Groaznic trăiesc. Și pe timpul lui ăla, cum a trăit lui Iliescu? Un pic? A, lui Iliescu? Tot groaznic, da. Să fii, ia hățule partidului și du-ne la victorie. Dom'le, aș vrea să, da, nu, să vă anunț acum, senzațional, Serghe Niculescu Bizil îl dă jos pe Diaconescu și preia putere. Domnul Mizil, dar ziceți domnul ce vorbeați aici cu Ion Iliescu, domnule? Ce vorbeați când se făceau pozele astea? Ce discutați aici? Chichel îmi spune așa, te arestezi și pe tine, futus norul. Vă rog, închideți microfonul. Nu, stai mă că e norul. A, norul. Norul. A, uite, gata, am explicație. Tot telespectatorii au rezolvat. Păi erați cu o delegație, domne. Erați, ia uite și pe Mădălin. Funduliță. Fost asoție, îți dai seama. Tu îți dai seama că dacă vede acum pictorița care a avut o cretă în cur și a... Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Tăiați, păi e singura pictoriță. Cine e domnul de aici? Ce mă? Nu, cine e domnul de acolo, pe rog? Ăla? Cine? Ce mă, ești nebun mai mare actor al scenei românești? Care domnul? Păi eu știu cine. Cine e domnul Bichir? Iliescu sau cine? Hai, domnule, lângă Iliescu, în stânga. Uite aici unde arată. Păi eu văd până acolo, mă. Uite pe ecranul ăsta, mă. Cine ești? Nu mă răspund. Aici e Mircea Albulescu. Om adevărat. Da? Și aici cine? Pune, fii atent, săgeata pe care și eu îi descriu. Păi aici am pus pe ăsta. Necunoscut, un becant, în Germania. Când m-a arestat, îmi un becant. Mai stat cu drogul. Nu mă interesează. Îmi spune bestie mie. Aia e mama lui Mădălin, nu? Da. Aici? Fosta soție. Aici? Fica. Cea mai frumoasă fată. Aici? Mugurel, omul de casă al lui Gino Iliescu. Aici Gino, aici Dino. Gino, Cornel, aici? Gino. Aici? Ce mă, nu știu, ia să văd dacă ești acum. Nu știu, domnule. Dirijor, ia să văd un nume. Pe ce, tu ai fost făcut orice vreodată? A fost la lancința lui, că l-ai eliberat. Lasă, numai. Ia uite, ce, să, dacă îl recunoști sau nu. Păi, dar nu-l văd, domnule, dintr-un profil așa, dintr-o parte. Fii atent, îți mai dau o temă. Băiatul lui prezintă sport. Băiatul lui prezintă sport. La televiziune. Unul cel mai tare. Cel mai tare. Și-l cheamă Capătasă, nu? Nu, cine, mamă, inteligent ăsta, nu-l cheamă ca pe măsă. De ce spuneți că e băiatul, nu? Îți dau un azimut, Dane, Voicu. Nu-i spune, mă, lasă, mă, uite-mă că știe, bă, a furat blănul, că... Și ăsta este funduliță. Și aici e Nicu Haliul, știu. Da, pe care l-a depozitat Mădălin Voicu, prin efracție de 2-3 ceasuri, s-au reîmpăcat. Serios? Da. Păi Mădălin a luat ceasul și de la el și de la... Toată lumea, pe care îl prinde, ia un ceas. Și doi, deci domnul? Cine asta e, este un becant. Adică în ce? Pe mine, când m-a stat acolo și am uitat în acte, a spus un becant, e necunoscut. A, necunoscut pe o fi el cineva de la... îl ține Iliescu de gât. Îți dă, că nu mă ține pe mine. Păi, dar de asta știți? Bă, știi că te-a pozează? Pozează să m-a pus frate mie din Am primit meritul cultural. Și cine? Ce v-a furat? Bichire, să n-am parte. Aceste poze le caut de 6 ani de zile. A primit meritul cultural. L-a oferit Iliescu când era președinte. Mie, mergi cu nu ție. Fost un prieten și v-a invitat pe toți acolo. Ah. Ai uitat? Cine? Mădălin a primit? Da. Dar știu unde-s pozele astea? Cred că el le dă acum. El le dă ca să și a fost tot zi. Și a fost tot prietenul lui invitat. Ce mi s-a mai furat? Ia. Asta... Tu schimbă-l pe ăla. Pe care Dumnezeu schimbă? Cum făcea Gigi? Pii, satana! Și a ieșit satana. A fost Gigi al meu. A pierdut Joana. Hai mă, de lângă. Păi ce să dau? Astea-s pozele, trei poze. Păi dă cu scrisul să mă ia cu lumea. Ce scris? Cu scrisul. Cu alea, că ne ia cu noi, cu Serghei. Ei, ne ia. Nu, ne ia. Ia uite. Dar ia cu terasa azi, lămurit-o, da? Cu ce terasă, da? Domnule Serghei Mizil, e cumva legătură între numele dumneavoastră și orașul Mizil? Da, l-a cumpărat. Da. Ce legătură este? Când trece cu trenul pe acolo. L-a cumpărat orașul. Nu, domnule, nu. Tata, când a mers acolo, a sărit din... Nu, domnule, am avut acolo moșii, fără catenică. Marilena Pârvu, auziți cine era doamna? Marilena Pârvu, la lansarea albumului ei. Și doamna de, din poza de Adineuri. Da, mă, unde ne-a chemat Gina. Care nu știați cum îl cheamă, cum o cheamă. De-a scos CD-ul de muzică. Ia ziceți cu... cu orașul Mizil. Dom'le, ți-am explicat în coadă și nu le ții. Noi am fost moșieri. Da. Fără ce băie Caterinca. Și ce mă, blocuri, restaurante. Noi n-am venit ca ăștia cum a venit la care ne-a arestat pe toți. La vremuri, noi tot noi, știți cum e vorba aia. Moșieri, pe urmă... Și de ce mai luat atunci în partid? Comuniști. Că, să fie la putere și și acum de ce mai dacă de luat-o în vremuri noi? Fii atunci că s-a alt fraier acum. La vremuri noi, tot noi. Păi și de ce mai? La dumneavoastră ziceți cu Mizilul care oh. Da, dom'le, și acolo am avut moșii. Da. Ce e așa complicat? Și de acolo vine numele, da? Da. Uite, Gica a avut moșii și îl chema Mielu. Și acum o să candidați la Mizil sau unde o să candidați? Unde mă trimesc tu? Pentru că unde eu sunt, partid, eu sunt un slujitor
devotat la acestui partid și acestui președinte. Unde mai trebuie acolo merg? Sunt Nino și îl salut pe Serghei. Cu puiul ce are? Cu care puiul? Nu știu, dar mă, și cu alt prieten de-al nostru, Johnny Sandulescu, lăutarul nostru vesel. Cum mă, Johnny Sandulescu? Nu știu pe Johnny Sandulescu? Păi știu, dar nu se legătură. Abia aștept să ne vedem și dacă are drum în Taormina, l-aștept, auzi. Taormina să ce? Taormina. E în Italia, în Grecia. E un premiu pentru literatură, las-o așa. Bă, da. Îl prinde și pe ăsta. A furat cu stat. Da, e o localitate unde să dau premiu. Ce trebuie acum mie? Spui, pe eu mă ferez de Taormina. Juca poker cu Nicușor Ceaușescu, Serghei. Cine? Noi astăzi, domnul Mizil. Niciodată n-am jucat poker. Am preferat să am agresiuni sexuale cu fetele decât să joc poker. Repetate. Ha? Repetate. În nenumărate rânduri. Gică, domnul George Paparici să face că citește, să zică numai că e intelectual. Domnul Papari, da, este habar n-are. Se uită pe mesaje. Bă, ce... Ia, mai zi mie. Serghei, tare ca și toți ceilalți, dar nu le citesc pe astea în care vă laudă. Nu, ia, mă, ia, mă, alea, alea, alea. Serghei nu e nebun, e prea bine din toate punctele de vedere. Da. Corect. Vă așteptăm la Domnești Ilfov. Cum? Zis, la Domnești Ilfov, cu un sediu adevărat și mulți aderanți PP. Mă așteptă mie? Florea. Pe dumneavoastră, da, pe noi toți, vedeți, la Domnești, e ca și cu cerită putere. Fii atunci pe veste, eu sunt pe bine pe noi toți, adică... Banc, de ce umplă mereu o blondă cu un cui în buzunar? Nu vă citesc răspunsul, că nu e, da. Blondă, brunetă, ardem orice. Marica s-a transferat, dacă vreți detalii, sunați-mă. Marica, fotbalistul? Da, bănuiesc. Câți ani ai, Serghei? Te plac mult, dar ai grijă că te-ai cam îngreșat. Câți ani aveți? E adevărat. Acum trec că pentru un cont de băutură am pus 4-5 kg pe mine, dar dacă vrei arăt extraordinar, vrei să... Cât am? 58 de ani. Sunt frumos, nene. 58, mulțumesc. Serghei, deschidem un restaurant în Craiova, întreabă Răzvan, din Craiova. Ui, speram, zi și lui Gică că a luat somnul. Ce și bă, n-am spune, iar stăm. Au luat banii cu stat. Bă, n-ale dormi, n-am parte, nu scoți un cuvânt. Zici tu ceva lui președintele ăsta. Cine? A, domnul Bălan sau domnul Papari? Nu, domnul, ce am de cu Papari? Vezi că e serios. Se face că citește, domnul Papari. Dom'le, Gică s-a remarcat prin pozele cu aia, restul n-am scos un cuvânt. Da, de atunci a mărțit. Au vorbit pozele pentru el. Numai la Șișcan ca să gândește acum, da? Îți dai seama ce... Să gândește-te ce jocuri erotice au avut. Da, da, da. Ha. Uite, ne trimite cineva un articol, cred că despre Serghei Mizil, dar nu știu ce-o fie acolo. Să nu spună că mardă în bulan. Nu, 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 stați, că e Căstică un articol decent. Un articol decent. Ce scrie? Serghei? Aoleo. Ce scrie? Laurențiu Pinsoi. Să mă apucă cine... Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, tăiați microfonul. Păi tăiați microfonul. Tăiați microfonul, da. Că ați oferit o proastă educație în această emisiune. Măi, Pințuie, cine ești ăsta? Ăsta ce? Ăsta un telespectator, domnule. Uite, mă, ce poză. Analist, un analist. Scriitor. Pe ce ai scris, măi, Pințuie? Că a avut invitați pe trei oameni. A, uite, de domnul Bălan nu se ia, vedeți? Se ia doar domnul Sighel Mizil, Florian Bichir și Papari. E omul lui Bălan ăsta. Că e un izvor de incultură, că a fost de discuția. Ce sunt? Invitații mei. Nu mă încerceați de ce? Izvor de ce? În cultură. Să i-o dăm. Vă rog, vă rog, vă rog. Tăiați microfonul, da? Măi, dă-o ce față are! Păi asta are față de bulanciu, mă! De cum să scrie asta? Uite puțin ce expresie de om cretin are, mă! Tăiați microfonul, da? Păi să mă, cretin, am voie în ce asta? Nu, nici cretin, nici cretin. Trebuie să aveți dovezi. Dar unde e domnul Diaconescu? Apare în presă? Nu, era un articol, un blog pe internet. Ăștia apărând pe ăștia care țipă de foame pe aici. Foarte bine, are dreptate. Și pune să scrie... De bine zice de bine, da? Da, are dreptate. Era amator. E cum să spună, mă, boul ăla? Păi tu ai ce expresie de vita avea? Nu, nu, nu. Nu e adevărat, zice de bine. Dom'le, fii atent că nu... Băiat inteligent. Uite ochi, pe aia sunt ochi de om. Chiar drăguț, da. Na. Hai că stătea bine, domnule. Îi stătea bine la mine în brațe. Asta am voie să spun. Nu, fiți decent. Pe cum să-i privire aia, mă, de cretin, mă? Salut, să scrie spre mine. Aoleu, pe ăsta mai bine nu-l citesc. Da, ia. Serghei, ce spui dacă sunt înamorat de fica ta cea mare? Te iau eu înainte și după vă rog, aceea. Vă rog, da. Mă urmă în puiințe, mă rog, nu răspund. Păi da, v-am spus. Dom'le, pentru papare toate, pentru papare și pentru bălar. Mama mea. Zice că se înțelege că o iubește foarte mult. Că... Pe cine? E un moment de sinceritate a lui, că i-a fost rușine să se adreseze până acum. Da. Și că vrea să vă zică tată socru. Aoleu, stați că să vedem, să vedem dacă e chiar pe bune. Zice aici la un pahar. Ăsta e vinul preferat al domnului Serghei. Sună. Lafite Rothschild din 1961.
Asta vezi? Exclus. Exclus, da? Și pe dar viitor zic, de, doamne, dar ce mesaj cu tremurătorul, nu? Doamne, ăsta cu mesajul, zice, ne înțelegem foarte bine, ascultați-mă. Eu cu el. Nu, domne, el cu fata dumneavoastră, deocamdată adică suntem doar în tatonări. Băi, ești nebun, adică să fute cu fimea. Ba, pardon, închideți microfonul. Închideți microfonul. Telefon, microfon. Închideți microfonul. Închideți-ne. Să-l închideți pe Diaconescu. Nu vă mai citesc, nu vă mai citesc. Nu m-am citit, bă, că mai spun nimic. Deci omul o iubește foarte mult și vrea să vă întrebe și pe dumneavoastră dacă lăsați să aibă această relație. Dar ea și-a dat seama de iubirea asta? Nu știu, se pare că se cunosc. Păi îl cunoaște, uite, pe Luca. Din Luca cauza lipsei de timp a Zmarandei, ea trebuie să apeleze și la fostul sos pentru a sta cu Luca, dar mai bine aș vrea să stau eu cu Luca. De dragul ei aș vrea să mă fac și bonă internă. E, pe viitor vreau să zic tata socru. Ăsta cred că fostul soț care vrea să ne denigreze, sări. Nu e, domnule, de ce fost? Pe cum să fii bonă, bă, bărbat? Ești nebun? A zis că de dragul ei m-aș face și bonă internă. Și, bă, dacă te faci bonă, vrei să vin acasă că ți-ai plecat? Lăsați, vă rog, tăiați-i microfon. Stai, mă, că n-am spus nimic, să vin acasă. Să ne zică, domnule, trec la alt mesaj, bine. Bă, ăsta e nebun. Casa am voie. Bă, ce n-am voie? Ce obiecte n-am voie să-mi desenez? Să ne zică domnul Serghei la câte petreceri a participat cu Nicu Ceaușescu la Intercontinental, precedate cu violuri. Precedate? Bă, ești un dobitoc. Nu a fost. Vorbiți frumos. A fost și târhărie. Ia, mă, niște dobitoci, mă. Păi ce să violăm când veneau alea? Păi zice-mă, dacă am sunt atât de urât și e coadă la mine. Atunci când aveam puterea, nu în mână. Când aveam semne puterii de stat, îți dai seama. Brațele în armate ale regimului comunist. Fută... Bă, rog, tăiați microfonul. Înțelegi? Și eram acolo cu icre negre, cu alea. Păi ce să violăm când veneau alea ca la muștele la căcat? Vă rog, tăiați microfon. Muscă n-am voie să spun. Păi mâna muscă, arestatul, că era securistă. Aș vrea să dau cuvântul domnilor Papari, domnilor Bichir și Bălan. Acum, fiindcă... Da, și ce să spun? Când vede că am luat foc, mă mută pe voi. Acolo scrie Serghei, 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 Serghei. Da, domnule, Serghei, Serghei. Uite, uite, întreabă și pe domnul Papari. Ce bea? Mizil. În timpul? Apă plată? De arașa limbariță? Ce bea? Apă plată. Uite, Serghei, okay. Serghei, Serghei, toată pagina cu Serghei. A făcut Mizil pușcărie, vă întreabă altă. Nu, dar vreau să fac, vreau să fiu legat în lângă președintele meu. Vrem să plecăm amândoi din cătușe să spunem, Băsescule, sunt ale tale. Și o să fug, să-l las pe singur. Ce dracu, bă, pe cum să fac pușcărie cu ăsta, bă? Ăsta e milionar și o de abia am 2000 milioane la mine, ce dracu. Bă, dar ce pervers, el îmi scrie. Așa scrie domnul. Așa vă întreba telespectatorul fidel, ce aveți cu el? Cu cine? Cu telespectatorul. Cel mai pervers om care am văzut în viața mea. Să de asta votez pe concluziile acestei emisiuni. Concluzii? Egale concluzii. Bălan a dormit și spune, Bălan, să ne luăm banii că i-a făcut cu... Țineți i-a făcut, aproape! I-a făcut cu stat! Râdeți, râdeți, dar bate, îi las, domnul Diaconescu, dar, că da, stă în gaz. Dar revoluția e aproape, da? Da. Sunt în gaz, da, trebuie să-i revoluție, suport. Că nu. Vedeți de ce nu mă regăsiți pe mine în poze alături de ei? Acum începe să se lasă. Vrei să-ți compoze cu tine, să te las mut? Ia să vă. Ce, domnule, că na. O singură poză a fost sau cu domnul Bălan și aia a trucată. Deci aia, aia e dintr-un film, domnul Diaconescu, e vrăjeală, e trucată de ăștia de la Libertate. Clar, da. Aia este, da, e făcută... Când aveam brigada de investigați, parcă se numea, când am primit 5 ani sau 4 ani. Bă, cât am râs, bă, bună emisiunea asta, să n-am parte. Bă, ce mai preferi să o zicea, să fraierii să scrie, să le ia banii... Uite, mă, Mărculescu, la ziua unui prieten, de-aia n-a răspuns. Păi să scrie, intră Mărculescu direct. Păi sună-l tu. Cine e? Cine sună, e? Mărculescu. Ia să rezolvăm și cazul. Păi de-aia nu vrea să intre. Mărculescu. Nu vrea să mă sunat acum o oră, Serghei, dar n-am auzit. Mai sună-l o dată. Nu mă sună. Dar de ce scrie ție, nu scrie mie? Păi, ție nu știi să scrie. Să nu crezi că nu știu să citesc. Uite, Nokia. Scrie acolo, da? Uite. Clic. Să? Vă rog. Tăia-ți microfonul. Domnul Mizil, ce părere aveți? Băi, Mărculescu, ești în direct la Dean Diaconescu, viitorul președinte a României. Eu mă dezic de el acum și dau la telefon, că mă sunt vreau să mai apăsesc. Nu ții pe speaker. Păi nu întrebați-mi dacă speaker, a declarat. Păi eu știu pe speaker, pe vorbe. Bine, dă întrebați-mi ce a declarat. Păi cum să știu eu că speaker? Întrebați-mi ce a declarat în cazul să vorbim. Păi dacă știam pe speaker, eu nu pot să bat un număr în telefon și îți spui dă pe speaker. Păi, dă pe speaker. Dacă e real ce a declarat în ziarul Click, atât. Păi întreabă-mă ți-e rușine, mă. Întrebați-mi asta că eu nu pot să povestesc. De ce? Păi aveți alt șarm. Dom'le, Diaconescu prin brațul lui înarmat. Serghei Niculescu, mi-a zis, te întreabă ce să întreb. Dacă e adevărat ce a declarat în ziarul Click. Alo. A închis?
Îți stai mâna sau stai mâna? Mă întreabă ăsta. Dacă e adevărat că s-a despărțit de Vuranca. Bă, puteți să mă întreb sau ce întrebi? Întreb tu. Asta, domnule, atâta. Ce să întreb? Dacă s-a despărțit de Vuranca. Dar ce vrei să-i șopt? Sunt o dumăr cu răscu. Că-i dat pe speaker. Dă-mă, bă, speaker. Stai, bă, puțin, băi, Marcurescu. Dă-mă, că nu știu să fac cu speaker-ul ăsta. Dom'le! Mie îmi spui camerele pe mine, dom'le. Voi fi viitorul prim-ministru. Păi dă-mă, speaker. Ce ne întrebăm? Ești pe speaker. Alo.